Bună și bine v-am regăsit! Astăzi sunt foarte încântată să împărtășesc cu voi câteva parfumuri pe care eu le-am primit de la oameni frumoși, pentru că am aici o comunitate mică, însă am întâlnit oameni frumoși, s-au legat prietenii și din când în când ne mai facem și genul acesta de bucurii, rimează, nu mă pricep eu la cuvinte siropoase, însă știu că persoanele despre care vorbesc mă urmăresc și le mulțumesc tare, tare mult, deși s-au legat aceste prietenii, vorbim și în privat, ne facem bucurii, bineînțeles că îmi place și mie să primesc, că cui nu-i place, însă îmi place și să dăruiesc, îmi place și să fac oamenii fericiți și chiar dacă nu anunț eu aici de fiecare dată, tot timpul pleacă către cineva un pachetel, o mică bucurie, pentru că atunci când iubești parfumurile, nici nu contează ce e acolo, doar bucuria aceea de a deschide un pachet, de a primi un parfum, pentru că asta ne leagă aici, parfumurile și ce aș putea să ofer altceva decât un parfum. Da, am primit niște parfumuri foarte frumoase, parfumuri pe care le aveam pe wishlist și despre care vorbim noi astăzi. Mi-am băgat eu nasul în ele, dar nu pot să zic că le-am purtat, deci o să vorbim așa despre ele, primele impresii și o să discutăm pe parcurs când le vine vremea, când le port, în funcție de cum le port, o să discutăm și despre ele. Vreau să mai fac o mențiune înainte de parfumuri. Vreau să vă spun că am făcut un grup pe Facebook pe care voi o să-l găsiți în descriere. Dacă vreți să veniți acolo pe grup, eu m-am gândit că mă tot întreabă persoane de unde cumpăr parfumuri parțiale, e bine, le cumpăr de la alți iubitori de parfumuri și poate să aveți ocazia să cumpărați și voi parțiale la un preț mai mic, desigur. Și voiam să vă mai zic și faptul că acest grup va fi privat și doar cu persoanele care mă urmăresc aici, cu comunitatea mea, nu vreau să intre alte persoane în acest grup, să discutăm acolo, poate să facem schimburi, să facem colaborări, să facem chestii frumoase și nu se bazează doar pe vânzări, adică nu vreau să fie un grup pe care oamenii vin și vând, vreau să și discutăm, să mai împărtășim idei, să mai, nu știu, să ne facem bucurii, să ne... Să vorbim despre parfumul zilei, chiar m-ar plăcea foarte mult pentru că eu asta fac în fiecare zi pe Instagram, dar știu că nu toți sunt pe Instagram și poate vreți să veniți în grupul acesta de Facebook care va fi privat și acolo vin doar persoanele care mă urmăresc. Eu o să postez din când în când acolo pe grup parfumuri parțiale pe care eu vreau să le vând. Poate aveți ocazia să cumpărați niște parfumuri la prețuri mult mai mici și dacă vă încântă această idee, dacă mă urmăriți aici pe YouTube, puteți să veniți și acolo pe grup. Și haideți să trecem la parfumuri. O să încep cu Chloe Nomad, un parfum pe care eu l-am avut anul trecut, am avut un decant și nu pot să zic că m-a încântat așa cum mă încântă acum, mi-a rămas gândul la el. Nu a fost anul trecut ceva ce am vrut să cumpăr imediat, dar depinde foarte mult de starea de spirit și anul acesta sau cel puțin acum, în această perioadă, simt nevoia să ies în natură, iar parfumul acesta mă duce cu gândul la natură. Este un parfum proaspăt, citric, un pic masculin, așa cum spune toată lumea, dar dacă nu e masculin pentru mine... Și îmi place foarte mult, știți că eu cu parfumurile masculine nu prea sunt. Anul trecut mi s-a părut ceva în deschidere, anul ăsta nu mi se pare. Mă duce cu gândul la natură, mă duce cu gândul la vacanță, la munte, la iarbă, la pământ. V-am zis, ține foarte mult și de preferințele noastre dintr-o anumită perioadă și de starea de spirit. Și parfumul acesta este superb, mi se potrivește perfect acum, îmi place mult, o să-l port, îmi place atât de mult sticluța aceasta mică și dacă era să mi-l cumpăr tot așa mică, aș fi vrut să-l iau pentru că îmi place mult sticluța aceasta și o să-l port.
chiar este potrivit pentru perioada asta, pentru perioada următoare. Chloe Nomad. Foarte, foarte frumos. Chiar simțeam nevoia de astfel de parfumuri și încă le caut și chiar și în colecția mea caut parfumuri de genul acesta și le port. Și trecem mai departe la un alt parfum pe care eu îl aveam pe wishlist, pe care l-am testat în magazin și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Vorbim despre Yves Saint Laurent Libre Le Parfum. Da, cât de puternic este parfumul acesta, din nou un parfum care mi se pare potrivit în perioada asta, un parfum puternic, care te face să te simți puternică, care îți dă o stare foarte bună, în cazul în care îți place parfumul, bineînțeles. O să mă dau pe mână pentru că nu mi-am luat hârtiuțe. Avem aici ghimbir, șofran, mandarină, bergamot, avem floare de portocal, multă floare de portocal, este floral, dar este și dulce, avem și lavandă, vanilie de bourbon, miere, boabe tonka și vetiver. L-am testat eu așa pe mână, fugitiv, dar de-abia aștept să-l port. Are acea floare de portocal care iese în evidență, dar are și o vanilie frumoasă, se îndulcește. Este atât de frumos parfumul ăsta, diferit de Libre Intens. Cred că seamănă cu primul, dar eu nu prea îl mai știu pe primul. Nu l-am în colecția mea, nu prea îl mai țin minte. Dar miroase minunat, minunat, și știți că Libre este un parfum persistent, are, radiază, deci l-am dat pe mână și l-am simțit toată ziulica. Are forță, are forță din toate punctele de vedere parfumul acesta. Mă bucur tare, tare mult că a intrat în colecția mea, este minunat, minunat. Următorul parfum care a intrat în colecția mea este Downtown de la Calvin Klein. Avem aici fructe, avem pară, prună în deschidere, neroli, în mijloc avem gardenie, piper roz și frunză de violetă. Chiar îmi place foarte mult piperul roz în parfumuri în ultima perioadă, sunt puțin obsedată de piperul roz. Îmi place că cumva eu îl simt, parfumul care are piper roz îl simt fructat și vibrant, așa îl simt eu în parfumuri. Miroase tare bine, m-am dat cu el pe mână. Este un parfum ușor, potrivit pentru perioada asta, pentru perioada caldă, este fructat, citric, fructat și nu știu exact cum se dezvoltă, dar o să mai discutăm despre acesta. De foarte multe ori am pus în coșul de cumpărături acest parfum, nu am dus la bun sfârșit niciodată comanda, dar m-a tentat să-l cumpăr, l-am testat odată pe fugă. Nu am înțeles prea multe despre el, însă aveam și o mostră, dar trebuie să vă zic că am primit foarte multe mostre în ultima perioadă. Am tot testat parfumuri pentru că vreau să vin la voi cu clipul acela pe care îl fac eu, în care testez parfumuri, mostre, și nu am apucat să-l testez și pe acesta. Și dacă îl miroși așa pe fugă, n-o să înțelegi prea multe despre el, poate o să ți se pară așa și așa, însă când se usucă parfumul acesta, este superb, este gurmandul perfect pentru perioada caldă. Are migdale, are cardamom, mandarină în deschidere, apoi în mijloc are pară, lapte, migdale, caramel, cafea, iasomie și în bază avem praline, moscalb și santal. Foarte frumos este parfumul, foarte, foarte frumos. O să-l port cu plăcere, de-abia aștept să-l port și de-abia așteptam să împărtășesc și cu voi aceste parfumuri, să povestim despre ele și să le iau la purtare pentru că îmi place mult de tot. Oricum, sticla aceasta mă duce cu gândul la vară. Foarte frumoasă este. O să vorbim despre el cu siguranță.
Și haideți să vorbim și despre ultimul parfum pe care l-am primit, apoi trecem și la parfumul pe care eu l-am cumpărat. Vorbim despre Scandala Paris Jean Paul Gaultier, un parfum cu pară, iasomie și miere. Unde am fost eu de nu am încercat parfumul ăsta până acum? Deci mi se pare absolut divin, divin. Și știu că multă lume se plânge de scandal, că ar fi prea dulce, prea siropos, prea lipicios. Ei bine, acesta mi se pare foarte bine echilibrat. Este dulce, dar este aerisit. Și miroase divin, deci miroase divin. Este fructat, este dulce, este mieros, este foarte un mieros. Vai de mine. Deci miroase extraordinar de frumos. Și sticla asta mică e atât de drăguță. Se simte para. Deci este atât de gurmand parfumul acesta. Dar atât de aerisit și atât de vesel și de purtabil. Și în perioada asta. Foarte frumos este parfumul. Foarte, 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 foarte minunat. Foarte minunat, dacă pot să spun așa. Dacă îmi dați voie să zic asta. Și sticluța este foarte frumoasă. Și trecem la parfumul pe care eu l-am cumpărat, pentru că am găsit pe Notino ultima bucată de acest Aura Mugler Eau de Parfum 10 ml. Nu știu ce se întâmplă cu parfumurile astea, nu știu ce se întâmplă cu toate aurele acestea de la Mugler, pentru că nu se mai găsesc. Bine, se mai găsesc pe aici pe acolo, dar au niște prețuri foarte mari. Ideea e că pare că cineva vrea să le scoată de tot. Și chiar mi-ar părea rău să le scoată, pentru că preferatul meu este Aura Sensuel, deci este preferatul meu dintre toate. Și acela se mai găsește doar pe Vivantis la un preț bun, în rest nu prea mai e. Și acesta la fel, am văzut că după Aura Sensuel a urmat acesta să fie din ce în ce mai puțin pe site-uri, se mai găsește apa de toaletă și s-a întâmplat să-l găsesc pe acesta pe Notino la 10 ml. Ultima bucată și am profitat, pentru că nu știu dacă o să-l mai am în colecția mea. Seamănă cu Aura Sensuel, însă Aura Sensuel este ceva mai feminin. Nici pe acesta nu pot să zic că-l cunosc prea bine, pentru că astăzi a venit, l-am testat la un moment dat din nou așa pe fugă, n-am înțeles mare lucru, dar îmi plac foarte mult. Îmi place și acesta, îmi place și Sensuel, bine că mi-am luat 50 de ml. Seamănă între ele, seamănă, dar sunt și diferite în același timp. Oricum, cred că Aura Sensuel este singurul parfum pe care mi l-aș cumpăra de backup în perioada asta. Am zis să mai să-l am pe acesta în colecție și să-l port la ocazii speciale, pentru că nu știu dacă o să-l am vreodată în colecția mea, poate chiar o să-l scoată și pe el, habar nu am. Dar momentan mă mulțumesc cu acesta, seamănă cu Aura Sensuel, îl am și pe acela, îl port, am destule parfumuri, adică chiar aș vrea să cumpăr cantități cât mai mici la parfumuri, deși când vine vorba despre Aura, fie că este acesta sau Sensuel, mi-aș lua 100 de ml dacă s-ar putea. Foarte frumos este și acesta, are frunze de rubarbă, bergamot, note verzi, dar se simte un parfum verde, dar total diferit de orice parfum cu note verzi pe care l-am mirosit. Avem și floare de portocalii, ylang ylang, pară. În bază avem vanilie de bourbon, note lemnoase, amber, santal și cumarină. Și cam asta este cu
acest aura, cam aceasta este și povestea lui. Și am terminat. Acestea sunt parfumurile minunate pe care le-am primit. Din nou, le mulțumesc tare mult oamenilor frumoși. Și o să discutăm pe viitor despre parfumuri, să vorbim mai multe despre ele. Vă aștept pe grupul de Facebook, dacă vreți să vorbim acolo mai mult, să putem să interacționăm mai mult. Dacă vreți să cumpărați parfumuri parțiale, pentru că v-am zis că sunt întrebată mereu și poate vreți să vedeți cum să treaba, chiar nici eu nu am avut până acum un grup ca să știu prea multe, dar nu-i problemă, ne descurcăm. Vă mulțumesc pentru vizionare, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, vă aștept și pe grup, ne vedem și pe Instagram, pe Facebook, doar pe grup ne vedem, în rest nu prea folosesc Facebook. Sper că v-a plăcut clipul acesta, sper să reușesc să vin cât mai repede cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!